Sunt creștin ortodox cu floci de mox. Mi-a crescut ulei de intelectual. Deci acum mă duc la intelectualii care știu eu și zic: ah, ăla ce? Bă, dă regă! Ce vrei de la mea? Ce zici tu acolo? Bă, nu știu că stă bine cu floci. De fapt, mie stă bine cu orice și cu hainele de astea de boschetar pe mine, că mi-a fost rău. Ia uite. Zici că sunt ăla de reclamă de la nu știu ce pula mea, de aia pufos și așa. Ia uite, ce geacă am pe mine. Ia uite, că cam așa mea, ia uite, nu știu, mi-a pus niște de asta, că era frică, avea temperatură. Și am fost astăzi în aventuri. Tot pe aceleași rute. Oarecum bine știut. Și am vorbit cu o fată. Era aia bună la fată. Zic, ce faci, fată? O cunoști la mine. Sunt bolnavă. Eu mă simt mai bine. Eu mă simt rău. Dar se ține destul de tare. Păi nu știu. Am mai vorbit de ce am mai vorbit. Aia nu e nebună. Avea niște probleme digestive. Niște probleme gastrice. Nu era de la drojdie, că se vede. Dacă era de la drojdie, avea niște sacoși la ochi. Așa uita. Vorbea normal. Poate ea mai sensibil la chestia aia și niște trucuri de-astea. Bea sirop de zahăr concentrat, dacă nu are probleme cu glicemia sau să, că ăsta protejează, cum am zis, mucoasa gastrică. Să ia, avea niște medicamente, nu știu, n-am recine, era. Pe vremea mea, din strămoșii omului, era bicarbocal, nu știu ce dracuare ăla, bicarbonă de sod, la principal și nu știu ce pula mea. Și am mai stat de vorbă cu ea. N-am mai întâlnit și eu un om care pot să mă înțeleg, că ți-i luat așa. Dar eu acum nu joc teatru, dar când îi văd, cât a trebuit. Ce faci, mă, ție? Am fost la fata erotica. M-am uitat, poate, băi, cred că i-a îmbrăcat pe ăștia de Halloween. E acolo lângă Intercontinental. Un sex shop. Normal, în lumea civilizată sunt și de-astea. Dacă ești civilizat, pula mea, vrei să... Că sunt și lucruri acolo, anumite chestii. Că tu știu, fără rușine, fără alea, ești adult, îți cumperi niște chestii. Dacă ți și bice și cătușe, asta e treaba ta. Dar poate nu se mai deschide cătușile. La bice, pula mea, dai bice la iapă, nu știu, mai sunt și de-astea. Și au ăștia în vitrină, era un gagiu, așa mă, că gata, e de Halloween. Și era două gagici cu coarne, dar avea și un tablou. Băi, mie îmi place că e designer, zic, băi, îți face plăcere cum vedeai ceva. Era un tablou cu un vampir, dar cine era vampirul ăla? Ăla cine? Era la Zlotokeș, mă. Tu știi cum se mărea cu la Zlotokeș? Pare rău că n-am avut la aparat de fotografie de aia și făceam un film și îl băgam pe internet. Uite-l pe la Zlotokeș! Băi, n-a pronunțat el acolo la Europa că românii fute în cur. Nu știu dracu, îi face românii toate plăcerile carnale și anale. Și... că a zis, bă, noi suntem cam furfuitori. El are impresii de-astea homofobe. Eu zic, băi, o fi și de-astea la noi ca și la voi. Un procent în populație cam așa. Și când a terminat discursul, a băgat porno. Poate, băi, gata. Fii atent că ai concurență. Tu acum ești pastorul Dracula.
Te-a făcut răia cu niște de alea, băi, semăna cu la drogă. Înseamnă că dacă vine niște unguri, că am un unguri și uite la erotica, că ăștia sunt mai erotice așa. Și zice, băi, ia uite-l pe ăsta. Nu seamănă cu ăla? Ăla nu. Bă, parcă seamănă. Nu seamănă. Băi, bă, uite-ți, uite niște română. Băi, nu, nu se vede. Zice că e ăla. Ai, dragă. Ia uite, bă, cine-a făcut. L-a băgat pe ăsta. Dar mă ce, bă, contrar, dar cu la parcă era mai tânăr, mai viril. L-a băgat pe ăsta, că zici că e bătrân. Era un doar la scoră și tăzut. Băi, că bă, seamănă cu ăsta. Băi, ia uite, bă, ungurii ăștia. Ăla, artistul a zis, e un vampir, dar seamănă cu ăla. Eu o să zic, gata. Mă supăr pe unguri. Ne-a furat și pe Dracula!